Procurarea unui imobil este un proces emoționant, complicat și costisitor, ce implică pregătirea și întocmirea mai multor acte și achitarea mai multor taxe de stat. Dacă vă gândiți, de exemplu, să cumpărați sau să vindeți casa, apartamentul sau poate un teren, atunci urmăriți cu atenție interviul ce urmează. Notarul Aliona Teleucă ne va spune de ce trebuie să ținem cont în procesul de vânzare, cumpărare, dar și alte detalii utile. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Cu ce începem? O întrebare, cred că la ordinea zilei, pentru că toată lumea care intenționează să cumpere sau să vândă ceva, nu știu de ce să se apuce, de unde și până unde. Pentru a cumpăra un apartament sau un bun imobil, este necesar ca părțile să adreseze la un notar pentru a primi o consultație calificată. Legiuitorul a prevăzut că contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil este obligatoriu să fie autentificat notarial sub sancțiunea nulității. Respectiv, părțile se pot adresa la orice notar pentru a primi această consultație cu privire la actele și acțiunile pe care trebuie să le întreprindă un cumpărător și un vânzător. Presupunem, dacă este persoană fizică, trebuie să prezinte un buletin de identitate. Dacă este persoană juridică, un extras din registru de stat al persoanelor juridice, actele de constituire. Noi verificăm puternicile reprezentantului dacă are dreptul de a încheia contractele, limitele mandatului acestuia, actele justificative pe bun imobil. În bază la ce vânzătorul este proprietarul acestui bun imobil? De la cadastru este necesar un extras din registrul bunurilor imobile. Să verificăm existența sau lipsa unor grevări, interdicții, notări. Deci, etapa asta, să înțeleg că e cumva și etapa de a se informa atât notarul cât și ulterior cumpărătorul, dacă acel bun sau bun, nu are acum nicio importanță că vorbim despre un imobil sau un teren, este eliberat de orice sarcină, adică nu este gajat exact. Sau... Da, el poate să accepte și cu sarcini. Pentru asta este necesar ca să accepte cumpărătorul aceste vicii. Pentru că vânzătorul este obligat să ne declare dacă există vicii de ordin juridic sau material. Și dacă le acceptă cumpărătorul, poate să le cumpără împreună cu aceste vicii, cu excepția prevăzută de legislație. Am înțeles. Doamna Teleucă, dar cum se face că anumite bunuri imobile sunt vândute de 2-3 ori și atunci cumpărătorul s-a trezit cu o surpriză neplăcută? Adică, bă, a mai fost cumpărat de cineva. De fapt, pe acte e altcineva. Cred că asta a fost anterior, pentru că s-a modificat legislația. Legislatorul a văzut, deci, aptitudinile și calificarea notarului și a impus forma obligatorie. Deci, până la impune forma obligatorie, într-adevăr, nu era necesar autentificare notarială, era sub semnătură privată și atunci se pomeneau persoanele că erau vândute unui imobil de câteva ori. În momentul în care persoanele autentifică acest contract de vânzare-cumpărare și îl înregistrează în termenul stabilit la cadastru, nu o să fie, o să evite aceste probleme pentru înstrăinarea unui bun de mai multe ori. Adică se consideră deja absolut valabil acest contract, da, fără anumite obligații contractuale, exact, care își produc efectul după semnarea lui și la un moment dat cumpărătorul s-ar putea trezi cu anumite surprize neplăcute. Funcționează această modificare legislativă și în cazul altor bunuri, de exemplu automobile, ca să devenim un pic de la subiect? Nu este obligatoriu, dar părțile pot alege această formă de autentificare și atunci notarul exact verifică minuțios toate actele, dreptul de proprietate, cele sarcini, verifică dacă e proprietate comună de vălmășei, dacă este necesar acordul celuilalt soț. Am înțeles. Pe ce ar trebui să pună mai mult sau să focuseze mai mult noul proprietar, adică cumpărătorul, atunci când intenționează, de exemplu, chiar la etapa de cumpărare? Bun, am găsit un imobil, vreau neapărat, susține vechiul proprietar sau actual, că are toate actele în regulă. S-a încheiat contractul, la încheiere contractului, pe ce ar trebui să se focuseze mai mult? La ce să atragă atenție? Pentru că rolul notarului l-am înțeles de la început care este și este unul major, nu este unul de nimică. Da, notarul verifică legalitatea și voința părților să corespundă. Examinarea documentelor. Cumpărătorul, recomandăm cumpărătorul să verifice dacă bunul vizualizat corespunde cu caracteristicile din actele de proprietate. De asemenea... Este în obligația cumpărătorului să verifice? Vedeți că noi nu participăm, nu vedem, vizualizăm nemijlocit bunul. Am înțeles. Da? Dar el când vede acest apartament trebuie să vadă. Suprafața corespunde cu actele cadastrale și... Exact, cu actul de proprietate. De asemenea, el trebuie să vadă, să discute cu vânzătorul care este prețul, cum se va achita în rate, integral. Totodată, cumpărătorul trebuie să prezinte notarului actele de proveniență a banilor.
sălbatici pentru prețul respectiv. Am înțeles. De ce este atât de important să fie indicat prețul în contract? Pentru că, și apropo, cât este de important să fie indicat prețul total, real al acestui bun imobil, pentru că, sau al tranzacției, per general, pentru că na, să nu ne axăm doar pe imobile. Știm că există cazuri când părțile ajung la un consens sau la o anumită înțelegere verbală, de cele mai deseori, în care zic, bun, indicăm în contract o anumită sumă, valoarea lui, dar o parte din bani mi-i dai extra contract. Deci prețul trebuie să fie serios și real. Deci sincer trebuie să fie. Deci noi nu încurajăm părțile să scrie alt preț pentru că cele recipise sau subsemnături private nu au nicio valoare. Deci în caz nu produc niciun efect juridic și atunci. Exact. În caz de litigiu, în instanță de judecată, va fi doar contractul de vânzare-cumpărare autentificat notarial, discutat și examinat. Deci recipisele nu au nicio valoare juridică. De-aia, cei care merg pe această latură, mai bine ar fi să indicați valoarea totală, fără să vă lăsați duși de valcă. E, acolo, o mică reducere de 1000 de euro pentru un bun imobil, presupunem că valoarea căruia e de 100.000 de euro. Și hai că indicăm una și alta. Nu e bine. Nu, nu recurgeți. Ați văzut sfatul notarului. Tot că vorbeam despre bani, la capitolul lor să rămânem. Despre taxe. Cine, care sunt ele, cine și a obligația să le achite și, mă rog, care din părți? Adică ce taxe sunt și care din părți trebuie să le achite? Ca să nu existe loc de neclaritate. Că, uite, proprietarul sau vânzătorul, da, de exemplu, trebuie să achite anumite taxe, dar le pune în cârca cumpărătorului. Așa. Deci, toate actele de la cadastru, da, în legătură cu vânzarea, le achită vânzătorul. Pentru că el preia aceste acte. Cumpărătorul achită taxa de stat și asistența notarială, reieșind cotă procentuală din prețul contractului. Uh-huh. Totodată, cumpărătorul va achita și taxele pentru înregistrarea dreptului de proprietate în registrul bunurilor imobili la Agenția Servicii Publice. Taxa de stat constituie, de exemplu, la un bun imobil, constituie 0,35% din valoarea, din prețul acestui bun imobil. Dar este prevăzut și reducere în cazul, de exemplu, dacă înstrăinăm la soț, copii, bunici, părinți, surori, frați. De la 0,5% la 0,1%. Asistența notarială depinde de complexitatea actului. Cât efort a depus acest notar? Accesarea registrelor publice. Deci a fost... Dacă e vorba de o complexitate mare. Da, dacă e complexitate, dacă a fost reprezentant, o persoană juridică, deci mai multe factori care influențează la asistența notarială. Absolut, că în cazul dat... Arhivarea acestui act, noi arhivăm și îl păstrăm 75 de ani. Și totodată să nu uităm că notarul răspunde pentru securitatea raportului juridic. Fiecare dintre noi, atunci când punem semnătura pe un act cu o valoare anumită juridică, automat ne asumăm acele obligativități sau condiții, exact, clauze contractuale, cum ar veni. Vreau să vă întreb și despre faptul dacă, presupunem că doi soți sunt în litigiu, sunt în proces de divorț. Nu s-a stabilit, de exemplu, cui aparține de fapt acest imobil. Instanța de judecată, bun. Presupunem, soțul, da? Mergem imaginar acum. Soțul a vândut imobilul zicând că e al lui. La un moment dat se încheie procesul de judecată și efectiv se stabilește că imobilul trebuie să fie împărțit. Există astfel de fantezii sau e doar imaginația mea pură? Adică mă refeream și vreau să ajung ca să înțelegeți unde ajung eu, unde vreau să ajung. În ce condiții contractul, de exemplu, după ce a fost semnat de către vânzător și cumpărător, poate fi anulat sau nu știu dacă există această probabilitate? Deci, răspund la prima întrebare. Dacă un bun a fost dobândit în timpul căsătoriei, proprietate comună de vălmășie. Okay. Și la înstrăinarea acestuia este obligatoriu acordul celuilalt părinte. Celuilalt soț, cer scuze. Uh-huh. În cazul în care părțile doresc să partajeze acest bun, ei vin la notar și fac un contract de partaj, noi neapărat să adreseze în instanță de judecat. Uh-huh. Noi instrumentăm și procedura divorțului. Respectiv, majoritatea părților fac partajarea acestor bun în fața notarului. Fie că în jumătate, fie că îți transmit bunuri, presupunem unui apartament, celuilalt banii și autoturismul. Referitor la rezoluția contractului, în momentul în care s-a făcut un contract de vânzare-cumpărare și părțile și-au executat obligațiile,
nu este temei de rezoluțiunea contractului, pentru că părțile și-au executat acord comun. Exact, și-au executat. Se face rezoluțiune atunci când presupune una din părți n-a executat contractul. Presupunem, un contract de vânzare-cumpărare, prețul trebuie să fie achitat după autentificarea contractului în decurs de un an. Uh-huh. Și el nu și-a executat obligația sa, respectiv vânzătorul poate cere rezoluțiunea contractului pentru neexecutarea contractului în termen și în condițiile stabilite în contract. Da, o face cum? Pe cale de judecată sau simplu se adresează la notar? Poate fi binevol, la voință părților, dacă dorește să rezoluționeze contractului și părțile revin la poziția inițială. În caz că există un litigiu între ei, se adresează în instanță de judecată. Și acolo deja vine decizia finală cu, bun, că e irevocabilă sau nu, e alt subiect. Notarii întotdeauna indică absolut toate aceste momente și aspecte în contract și pentru aceasta este necesar doar voința părților, fie că rezoluționează pe calea amiabilă, pentru că în instanță de judecată este costisitor. Înțeles. Doamne Leucă, dar încă un aspect foarte interesant. Dacă, de exemplu, s-a achitat, da, uite, am ajuns la comun acord, s-au respectat, ambele părți au respectat condițiile contractuale, s-a achitat suma. Se poate răzgândi la un moment dat proprietarul, zice, mai are bunul ăsta pe care l-am vândut, are o valoare sentimentală la mine, nu, nu mai vreau să ți-l vând, hai că mi-iau bunul înapoi. Există acest drept? Îți dau banii și, na, nu mă interesează. Dacă cumpărătorul dorește, n-au decât să rezoluționeze contractul. Dacă cumpărătorul insistă că el a fost de bună credință și dorește și el deja atașat de apartamentul acesta, doar în instanță dacă o să decidă. Am înțeles. Dacă ați mai vrea să veniți cu un anumit sfat pe care poate ne-a scăpat nouă să-l punctăm pentru cei care intenționează să vândă sau să cumpere un imobil, ar fi binevenit pentru toată lumea. Eu știu dacă ne-a scăpat doar da, ceva. Da, vreau să atrag atenție că anticontractul sau anticontractul înainte de a încheia un contract de vânzare-cumpărare tot are forma autentică. Respectiv, părțile să nu facă recepții sub semnătură privată pentru că nu are de asemenea nicio valoare. Zic că pentru cetățean este obligatoriu înainte de a încheia un contract să adresezi la notar că el va primi întotdeauna o consultație calificată și notarul va ghida toți pașii necesari pentru autentificarea contractului. Scurt pe doi, rolul unui agent imobiliar își are sens în relația cumpărător-vânzător sau nu? Posibil că agentul imobiliar are un rol până la autentificare, poate găsește nemijlocit cumpărătorul și vânzătorul, doar interacțiunea între ei. Că unul dorește anume un apartament oarecare și posibil realtorul are aceste oferte. Pe partea juridică oferte. Mergem exact. La notar. Din punct de vedere juridic, doar notarul răspunde pentru conținutul contractului. Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm să reveniți să facem claritate și în alte subiecte, pentru că, na, totuși e bine să ne cunoaștem drepturile și obligațiile, de unde încep și până unde se termină ele. Cu drag, succes tuturor! O zi bună, succes mulțumim. În toate!